Scandal cu un cunoscut vlogger în parcarea subterană a unui mall din București. Ionuț Dima s-a încăierat cu un paznic după ce a parcat pe 3 locuri și s-a urcat pe mașină pentru o ședință foto. Scandalul a fost filmat. Mâna pe mine! Bă, pui mâna pe mine! Mihai! Bă, nu pune mâna pe mine! Nu îmi prăzut de la mijloc, că nu mă intimidez cu nimic. I-am putea să fac mașina mea. Nu, să nu ai voie să mă filmez. Nu ai voie să mă filmez. Păi cum adică? Păi, nu ai voie să mă filmez. Cum să nu am voie? Și tu mi-ai făcut poză? Ești punte. Ba da, am voie să te filmez. O proprietate privată. Așa. Și nu ai voie să filmez. Dar dă-mi și una, de ce nu-mi dai? Decât cu acordul meu. Păi nu, dacă nu filmezi. Nu ai voie să filmezi. Și tu mi-ai făcut poză fără acordul meu. Te-am rugat să tragi mașina. Da, hai să tragi mașina, dar nu așa, nu așa trebuie să vă comportați, știi? Nu mai mă filma. Nu mai mă filma, că spar telefonul. Ce faci? Bă, nu mai mă filma, te-am rugat. Nu ai voie să mă filmez, crede-mă ce spun. Bă, am. Nu ai voie să mă filmez. Și tu mi-ai făcut. Dar și eu am vorbit frumos. Nu mi-ai vorbit. Stai că-ți blochez mașina. Puteam să mergi în sursuri, să rezumezi, nu aveți voie să faceți lucruri, nici plecam. Pe bune, trebuie să avem 5-7 de acasă, mai sunt niște copii, ce înseamnă lucrurile astea?